La toți de față și viitor, sănătate, mii de mulțumiri că sunteți alături de noi însemnând Vreau să știu educație financiară. Tot ca de fiecare dată, prietenii noștri de la Profit Point sunt alături de noi, nu mi-am luat perie nouă, dar fără de care nu s-ar fi putut realiza această bucățică de podcast, ca așa spune acum toată lumea. Am început acum ceva vreme acest proiect, continuăm alături de cei de la Profit Point, sunt multe lucruri pe care avem să le dezbatem, am spus de la început că eu, Cătălin Oprișan, nu mă pricep și ăsta este un lucru bun, cred, în sensul că invitatul nostru de fiecare dată, de la fiecare întâlnire, este rugat să vorbească pe înțelesul tuturor. Cu ce se ocupă, ce face și cum ne povestește el pentru a înțelege ceea ce se petrece. Dragi prieteni, în mod normal, emisiunea, ediția de astăzi ar fi trebuit să fie împărțită în două, pentru că invitatul nostru de astăzi este și un fost fotbalist de performanță cu multe, multe meciuri în prima și în a doua noastră divizie, în fotbalul românesc. Dacă nu mă înșel, o să-l întreb, cred că este și finalist al Cupei României, da? Dar și unul dintre oamenii de la Profit Point. Dragi prieteni, fără alte prezentări, Răzvan Dâlbea, omul care se ocupă de strategia Value Investing. Corect? Așa este. Bine ai venit, Răzvan, și bine ne-am găsit. Bine te-am găsit, Cătălin, mulțumesc pentru invitație. O luăm încetul așa, că am zis că până la Profit Point a existat o viață lungă, da? Ante! Așa zile este. Despre tine! Așa este. Înainte de a activa în cadrul companiei Profit Point, am avut o carieră de aproape 30 de ani în fotbal, plecând de la mici copii, de la junior, de la cadeți, până la aproape 40 de ani. La 40 de ani te-ai retras. Da. Ultima echipă e Hermannstadt. Ultima echipă e Hermannstadt, da, într-adevăr. Am înțeles. Cum a început? Adică a fost altceva înainte de fotbal, doar fotbal, doar... A fost fotbal în paralel cu școală, să spun așa. La fotbal am ajuns chiar întâmplător. Era un coleg de la, un prieten de la mine de la bloc, avea antrenament la clubul din Aiud. Eu sunt născut în Aiud. Metalul Aiud era echipa întreprinderii, metalurgic, da, Aiud. Da. Și mergând cu el la antrenament, eu jucam fotbal în cartier, în curtea școlii. Mi-a plăcut foarte mult, aveam și inclinații în direcția aceasta, antrenorul a zis că am potențial și am început să merg la antrenamente și așa practic mi-am început cariera de fotbalist, dar spun în paralel cu școala pentru că am făcut și școală. Hai să demitizăm treaba asta, că nu ne ascundem că sportivul sau fotbalistul nu le are cu școala și așa mai departe. La modul cel mai sincer, se pot duce amândouă? Tu le-ai dus. Da. A fost greu, dar cinstit. A fost puțin mai greu, trebuie să faci câteva sacrificii pentru că timpul te presează din punctul de vedere, ai nevoie și de timp pe care să-l aloci antrenamentelor, dar nu doar antrenamentelor, odihnei și altor lucruri, altor procese. Ai timp și pentru, sau ai nevoie de timp pentru a te pregăti pentru școală, dacă vrei să și faci lucrurile astea. Și ai timpul ăsta că știi, Răzvan, cum se spune. Dom'le, când te apuci de fotbal de performanță, cum ai făcut tu, nu mai ai timp. Cred că e vorba și de a prioritiza. Dacă e important, ce frumos, să-l prioritizezi și să găsești timp. A fost ceea ce mie mi-a plăcut, până la urmă. Că... Deci n-a fost dur, adică să te chinui. Nu, nu. A fost făcut din pasiune. Și partea cu școala și partea cu fotbal le-am făcut pentru că mi-au plăcut. Bun. Dar hai să spunem oamenilor că școală nu înseamnă doar așa să treci pe la școală. Hai să nu... Da, ai fost olimpic. Da, am clasa 7, am fost olimpic național la matematică și în clasa 8 la chimie și la fizică. Doar că ele desfășurându-se concomitent, am putut să particip doar la chimie. După care ai continuat fotbalul. Da, da, în clasa 9 am avut oportunitatea să merg la Universitatea Cluj, era corect, echipa de suflet Ardealului, să zic așa. Da. Și CFR-ul nu prea... CFR-ul nu prea exista atunci. Da. Și mama mi-a spus, da, continui cu fotbal, dar în paralel trebuie să vreau să merg și cu școala. Și am intrat la liceul de informatică, Tiberiu Popoviciu se numea pe atunci, cred că se numește ciudat altfel că astăzi. Ne mirăm, jur că e ciudat. Wow, foarte tare. De ce? Cred că este așa o convingere pe care noi avem, un lucru care mergem așa înainte în societate, dar nu doar eu sunt în cazul ăla, sunt mulți sportivi care au mai făcut și școală în paralel. Știi și că care glumeam au studii. Noi la început, de fapt nu e o glumă, spuneam noi la începutul, înainte să intrăm în înregistrare, că ducul Ninu spus cu ce v-ați ocupat înainte, l-au întrebat cursanții și el a zis fotbalist. Da. Am avut și eu, chiar uite, când am început activitatea în Profit Point, aveam așa câteva întrebări pe care mi le adresam. Oare cum o să perceapă lumea faptul că am jucat fotbal înainte? Deși eu știam ce am făcut, știam foarte bine cine sunt și ce pot să fac.
Și mi-a plăcut așa o replică a unei cursante de ale mele, mi-a spus la un moment dat Răzvan, na, și ea venise cu convingere și când în prima zi am spus că fusesem fotbalist profesionist, nu avea ea înclinații, nu știa exact ce făcusem, a zis Răzvan, mi-a schimbat părerea despre fotbalist în urma faptului când te-am cunoscut pe tine. Zic, asta este doar o părere de-a ta, o convingere cu care tu ai venit, da. Nu înseamnă că într-adevăr este așa. Ok, nu ai timp foarte mult să faci școală, dar poți să o faci. Și fotbaliștii sunt oameni care se pot preși. Unii dintre ei chiar se pregătesc în alte direcții. Tu nu te-ai oprit doar la liceu, ai mers și mai departe cu facultatea. Da, da. După ce am absolvit liceul, intrasem la Politehnic în Cluj, în Cluj-Napoca. Doar că a doua zi s-a evit oportunitatea de a pleca la Rapid, la București. Terminasem și partea cu junioratul la Universitatea Cluj. Și efectiv am început o nouă viață. Într-o zi, din Cluj-Napoca, student la Politehnică și nu știam exact încotro se va îndrepta cariera mea de fotbalist, a doua zi am plecat la București și am semnat cu Rapid. Am fost nevoit să dau la altă facultate, pentru că nu puteam să-mi continui studiile la Cluj și am dat admitere la Universitatea București, la Matematică Informatică. Deci tot timpul ai păstrat linia asta, liniile școală și sport. Da, da, da. Am vrut să merg pe partea asta. Mi-a plăcut. Am fost așa o pasiune matematică. Bun, la un moment dat, iartă-mă, nu-ți vine să spui, haide-mă să merg cu sportul, gata, da, că am dus destul. Într-adevăr. Am dus destul. Într-adevăr, la un moment dat am fost forțat să iau așa o decizie, pentru că era clar că dacă vreau să fac lucrurile foarte serios în sport, trebuia oarecum să pun pe planul 2, cel puțin pentru moment, partea cu studiile. De asta, oarecum și în anul 3 la matematică informatică, neavând timp foarte mult să merg acolo, am renunțat la acea facultate și am făcut apoi o facultate de finanțe și bănci. Poți să ne spui la modul sincer, când te duceai de acum, erai un fotbalist de care lumea auzise. Cum erai tratat? Adică el este studentul ăla, dar uite, joacă și fotbal sau cum? Lumea te recepta normal sau... Dar sincer... Sincer, nu prea conta. De ce sunt, da, nu prea conta că erai fotbalist, trebuia să faci față universității. Chiar am avut un profesor la algebră, dacă mi-aduc bine aminte, îl chema domnul Albu. Nu știu, era în vârstă, cred că făcuse și manualul de algebră din generală. Și l-am avut profesor în anul 2. Era examen de teorie și cine trecea era examenul scris și cine trecea examenul scris intra în examenul oral. Eu nu prea mergeam foarte mult la cursuri, nu aveam timp, efectiv, eram mult timp plecat. Și din toată grupa cu care am fost, doar 3 luasem examenul scris, eu și cu încă 2. Doar că pe mine nu prea mă cunoștea domnul profesor, fiindcă nu prea ajunsesem la cursele sale. Și când m-a întrebat ce s-a întâmplat, de ce nu te cunosc, că nu prea te-am văzut la cursuri, i-am spus ce fac, ok. Bun, uite problema asta, ca să poți să intri în oral, trebuie să rezolvi problema asta. Era, efectiv, n-am știut să citesc enunțul. Și a zis, băiete, trebuie să mai vii, trebuie să te mai văd dacă vrei să treci la grupa mea. Deși eu luasem examenul scris. Da, și efectiv partea aceasta de teorie în matematică, pentru că era vorba de foarte multă teorie și mi-ar fi ocupat foarte mult timp, mi-am dat seama că nu o să pot duce în același ritm. Citeai în cantonamente sau cum făceai ăștia cel puțin 2 ani? Citeam. La început sau în etapa aceea vieții citeam mai mult beletristică și ce trebuia mie pentru școală. Mă gândesc cum era colegul tău de cameră, știi? Când tu veneai cu cărțile de algebră sau de ceva sau făceai probleme, da. Știi? Că... Nu, am avut un la Alba Iulie. De fapt acolo am evoluat, să zic așa, în prima parte. Ca și fotbalist, am avut un coleg de cameră care era și el cu altă gândire. Dan Florin, poate, da, nu știi, da. Care jucă la CFR. Da. Și el era un tip citit, un tip cu școală, da, un tip inteligent. S-au schimbat, Răzvan, s-au schimbat generațiile în privința asta? Că tu ai jucat vorba ta 30 de ani, ai zis că 20 de ani la nivel, e altfel comunicarea cu fotbalistul, mai citește, mai, dar fără să fim, știi, răutăcioși. Da, știi cum era în anii 60-70? Du-te, bă, cu ăștia șpriți toată ziua și talent. Exact, da. S-au schimbat generațiile. Acum... am trăit o bună parte de timp în comunism, venim cu anumite convingeri, cu anumite lucruri în spate, acum suntem într-o altă etapă. Tinerii vin din spate cu altă cultură, cu altă educație. Uite, apropo de asta, eu am încercat, mai ales spre finalul carierei, cu cei tineri să încerc să le insuflu puțin partea asta, să mai pună mâna pe o carte. Bravo. Chiar le-am dat unora o carte să citească, este vorba de Tată bogat, tată sărac, e așa o carte de căpătâi, așa că vorbim de educație financiară. Care și mie mi-a fost pusă în mână. De fapt, am descoperit-o în momentul în care am început să citesc cărți în domeniul acesta.
Dar doar că i-am dat-o unui coleg și mi-a returnat-o după vreo o lună de zile, mi-am dat seama că nici măcar nu o deschisese. Că îl întrebasem ceva din carte să văd dacă... Și am zis, ok. Da, deci, din păcate, da. Tu te apucase și în perioada în care erai jucător să citești lucrurile astea? Da. Spre finalul carierei am început să pun întrebări. Ce fac cam eu după? Cam târziu. Da. Ce fac eu după, da. Pentru că... Iartă-mă, tu dacă ai dus până la 40 de ani, înseamnă că n-ai păcălit fotbalul. Da, dar nu duci până la 40 în câmp. Da, exact. Am avut norocul să nu mă accidentez în timpul carierei, pentru că am avut o operație după aceea. Dar am avut norocul să nu am accidentări grave și asta m-a făcut să am constanță în evoluție. Am și jucat aproape meci cam în fiecare an și asta m-a ajutat. Câte ai așa adunate? Nu numărate, că câte sunt la nivel profi, da. Crede-mă că nu le-am numărat. Nu sunt așa un statistician, nu m-a interesat foarte mult asta. Păi, dar numai la Sibiu ai peste 120-130. Da. La Sibiu am crezut cele mai multe, da. 5 sau 6. Încă de când era echipa în Liga 3, atunci m-am alăturat proiectului. Da. Ai crezut în el sau cum te-ai dus? A fost o chestie foarte interesantă. M-am întâlnit cu cei de la Sibiu, de fapt, printr-un fost coleg de-al meu care era în cadrul clubului, am discutat cu el. Ne-am întâlnit și cu președintele echipei, pe care nu-l cunoșteam atunci, și mi-a prezentat proiectul. Și mi-a zis Răzvan foarte clar, îți spun, vreau să ajungem în Liga 1. În 2 ani de zile eram în Liga 3. Ai surâs? Da, îți dai seama, am fost puțin reticent la început. Da. Da? Un club de care nu avea tradiție, nu avea suporteri în momentul acela, nu avea nici stadion atunci. Corect. Dar am plecat la drum, alături de alți foști colegi de-ai mei, care aveau și experiență. Uite, Daniel Tătar a fost dintre ei. Și am creat așa un grup frumos, am avut și parte de susținere financiară, a fost stabilitate din punct de vedere, care a contat foarte mult. Normal. Și ușor, etapă cu etapă, așa lucrurile sau drumurile se deschideau în fața noastră. Tu te-ai gândit că aici o să ajungi? Asta îți doreai? Adică să faci chestiuni dintre astea pe educație financiară? Nu, sincer nu era în planul meu. Planul meu era oarecum să rămân în domeniul în sport, în fotbal. Nu știam exact dacă... Vreau să fiu antrenor sau într-o poziție de management. Ai făcut școala? Am făcut școala de antrenor, fiindcă eu făcusem o altă facultate. Da, am fost nevoit să vin la București 2 ani de zile, am studiat ca să obțin carnetul de antrenor. Am încercat și pe partea de management, o colaborare. Prin AFAN am accesat niște studii din afară. Foarte tare. La o facultate din Danemarca pe partea de management, doar că din cauza timpului n-am putut să mă țin. Am vrut să le reiau, dar între timp mi-am dat seama că vreau să fac altceva. Și bun, te-ai retras? M-am retras. În momentul în care m-am retras, deja eu investeam. Am fost cursant la Profit Point, ca să-ți explic cum am ajuns eu. Ai fost cursant, dar în timp ce jucai? În timp ce jucam, da. Înainte cu câțiva ani spuneam că căutam să văd ce vreau să fac mai departe și am început să citesc cărți de dezvoltare personală, ceea ce nu făcusem în trecut. Și bineînțeles că am ajuns și la partea de investiții, pentru că orice carte de dezvoltare personală îți recomandă și zona aceasta, să mergi în direcția aceasta. Deși făcusem o facultate de finanțe și bănci, nu prea aveam eu cunoștințe și nici nu se pupă, adică nu are legătură foarte mare. Nu înveți în facultate, nu am învățat nimic legat de investiții sau cum să investesc. Ceea ce nu e bine. Ceea ce nu e bine. Chiar am cursanți care vin de la studii economice și spun că nu au învățat lucrul ăsta în facultate. Și am început să caut soluții. Ce să fac mai departe? Ce să fac cu o parte din banii pe care am reușit să-i pun deoparte? Pentru că n-am avut salarii foarte mari de-a lungul timpului. Nu puteam să mă susțin din asta la nesfârșit. Adică să trăiesc fără a face nimic. Și tot căutând soluții, am dat peste o invitație la un curs organizat de către Profit Point. Și am zis ok, să vedem cu ce mă poate ajuta. E bine, a fost de fapt cursul care mi-a schimbat așa tot drumul ulterior, pentru că mi-am dat seama unde sunt și mi-am dat seama ce ar trebui să fac. Ca și, în primul rând, ca și persoană fizică pentru mine, pentru viitorul meu, pentru viitorul copilor mei, ce ar trebui să fac pe partea aceasta. Bineînțeles că am fost și susținut întâi de primul meu mentor, să zic așa, Adrian Hurjui, și apoi chiar cu Alex, pe care l-ai avut invitat acum câteva săptămâni. Dar cum? Mi-ai zis că nu vă știați fizic. Nu ne-am cunoscut niciodată personal, decât atunci când am fost Chirilă, ca oamenii să înțeleagă. Chirilă, care este CEO-ul companiei, în momentul în care eu am ajuns la curs de Profit Point, el era directorul de vânzări cumva al companiei și ținea, susținea și cursul mentorate. Hai noroc, hai noroc.
Da, el, na, mă știa, sunt puțin mai în vârstă decât el și el se lăsase de fotbal între timp. Dar când am ajuns să lucrez cu el, mi-a zis, tu știi că noi am fost adversari? Mi zic, sincer, Alex, nu mi-aduc aminte. Uite, hai să arăt pe o filmare video. Și mi-a arătat o filmare video. El, în momentul acela, a jucat la Viitorul. Eu eram la Săgeata Năvodari. Am jucat unul la Săgeata Năvodari. Foarte tare. Și a jucat unul contra celuilalt. Da, și am jucat unul contra celuilalt. A fost așa o chestie foarte... Voi, dacă faceți o echipă de fotbal acolo, n-are cine să vă bată în România la nivelul ăsta. Și cu Ducu, cu tine, da, și cu Alex, mai... e greu. O portar, un grăsuț așa ca mine, vă trebuie să bată la auto de poartă. Am avut o întâlnire așa cu toată compania anul trecut și am făcut turneul de fotbal, a fost foarte... Pe bune? Da. Mamă, ce-o fi fost acolo. A fost frumos. Câștigătorii, având colaborarea cu Hagi și cu Viitorul, da. Câștigătorii au avut parte de un premiu foarte, foarte interesant, și anume un tricou cu Viitorul și cu semnăturile lui Hagi. Foarte tare. Da, da. Ai fost atras în momentul ăla, deci tu te-ai dus la un curs. Da, eu m-am dus la un curs. Iasă? Adică să te atragă sau nu? Sărumat. Exact. M-am dus la un curs să învăț cum să îmi investesc banii. E bine, fiind și susținut și ajutat, am parcurs așa toate etapele, toate cursurile, programele, mentoratele, am lucrat foarte mult pentru că m-a pasionat. Chiar a devenit așa o pasiune în scurt timp și mi-a plăcut. Eu venind și cu în spate din domeniul acesta real, studiind informatica, m-a atras și... Mi-a deschis așa apetitul pentru a face asta și în momentul când mi-am încheiat cariera de fotbalist, discutasem cu Alex și spuneam, ok, hai să ne vedem și față în față, că noi ne întâlnim doar pe Zoom. Toate întâlnirile și cursurile, noi le avem chiar și astăzi, le avem majoritatea pe Zoom. Am mers la Brașov, discutând cu el, cred că am stat vreo 3 ore la povești și mi-a spus, ce intenție ai să faci, ce vrei să faci mai departe? I-am spus ce planuri am așa general, deși nu eram foarte convins, și mi-a zis, ce zice să vii să educăm sportivi sau să educăm România, de ce să ne educăm România? Te-ai gândit vreodată la asta? Mi-a spus. Sincer, n-am luat în calcul, dar doar că mie îmi plăcea foarte mult cum se lucra în cadrul companiei, văzând din exterior ca și cursant, îmi plăceau principiile pe care le avea, valorile, și cum vedeam că pun în prim plan persoana din față, și m-am gândit cum ar fi pentru mine să pot să ajut pe altcineva să, nu știu, să-și îmbunătățească situația financiară, cu cel puțin 1%. Și ce am uitat să te întreb, iartă-mă, revenim puțin, tot așa la modul sincer, în momentul în care tu te gândeai la lucrurile astea, erai pe final de carieră, alți colegi făceau tot treaba asta, ok, nu erai în mintea lor, nu știai, dar sunt mulți. Pentru că vrem să înțelegem ce se întâmplă cu fotbalist, cu sportivul de performanță. El stă într-o bulă. Exact. Nu? El stă într-o bulă. Mai ales la nivelul vostru, în care ajungi să joci finale de Cupa României, să joci 300-400 de meciuri, nu mai este o joacă. Exact. Ești într-o bulă. Bula asta, într-o zi, s-a spart. Se sparge. Și... urmează niște drame, dacă Doamne ferește, s-a regăsit, a cheltuit toți banii. Da. Da? Da. De cazul lui Bănel, să nu ne ascundem, că nici el nu se ascunde. Cheltuit toți banii, a luat-o de la zero cu o școală. Foarte bine că a făcut treaba asta. Sau există varianta aceasta, care omul sportivul se gândește, nu trebuie să fie fotbalist, nu? Da, se gândește. Da. Tu îi vedeai exact cum zici, tu îi simțeai, erai mai ăla bătrân, ăla cel cu experiență, făceau treaba asta? Nu știu, un jucător la, repet, nu era în mintea lor, dar un jucător la 33 de ani, să zicem, când ar trebui să începi să te gândești, nu? Nu prea. Uite, am avut, mai ales în ultima parte la Sibiu, foarte mulți colegi din alte țări. Și am văzut la unul dintre ei obiceiul acesta. Aici e problema. Uite, aici e problema. Am avut un coleg din Olanda și îmi spunea că la ei se învață în școală. Aici, aici e mare problemă. Ok, faci sport foarte bine, dar pe lângă asta știi și ce să faci cu banii pe care îi câștigi. De asta eu consider că partea asta ar trebui oarecum implementat și la nivel de cluburi. Nu doar de fotbal, sport. Eu am mulți cursanți. Uite, chiar la ultima grupă am avut 3 sportivi de performanță. Foarte bine. Am avut o cursantă, chiar și fotbal. Joacă la Gloria Bistrița, mi se pare că activează. Foarte. Și cred că și la echipa națională. Adică, domne, într-o zi mă voi lăsa. Da, am niște bani adunați, pentru că 20 de ani, 30 mi-am tocit coatele, genunchi, picioarele, gleznele. Și ce fac? Da. Îi rad într-un an. Printr-o investiție greșită sau... Bine, nimeni nu știe, adică nu se duce direct să investească și gata să facă profit, dar măcar are niște garanții, n-aruncă banii pe ceva sau nu. Iese din bula aia și... Exact, e o bulă. Ai impresia că toată viața va fi așa.
Știi cum e, în cadrul unei echipe, orice ai nevoie, există o persoană care te poate ajuta, nu știu, ai nevoie în orice direcție, ai nevoie să găsești o chirie, e cineva, Nea, Cornel, care te ajută să găsești o chirie, ai nevoie să închiriezi o mașină, vine un străin, e un persoană în club, un băiat care te ajută. Dar chestia asta se termină. Hai mă, că e pentru Răzvan, capitanul, rezolvăm. Și el te rezolvă. Și într-o zi se termină, la tine s-a terminat târziu. La mine s-a terminat târziu. Să termină, da, mult mai la 30 și ceva, 30 și... Exact. Ai dus-o mult. Și atunci intervine problema asta. Da. Da, da, te doare sufletul cinstit pentru că Alex ne-a spus că doar la viitorul a reușit să găsească lucrul ăsta. Adică a bătut la ușă și a zis, domnule, lasă-ne. N-a spus de celelalte cluburi, dar dacă numai acolo a găsit... E de apreciat ceea ce deschiderea, de fapt, domnului Hagi și cred că oarecum e normal, având în vedere și modul în care gândește, faptul veniți, că veniți cumva, și învățați-i pe ăștia. Ne-am încercat și cred că ai discutat și cu Alex. Am încercat să avem o colaborare prin AFAN, să le oferim partea asta de educație financiară și ne-am conectat la acea întâlnire 5 persoane. 3 eram din Profit Point. Eu, Alex și Ducu și Balaur, Dragoș Balaur și Ion Balaur și Dragoș Balaur. Doi capitani. Ce a fost poate nu e momentul, dar Federația Română de Fotbal a fost un curs de reconversie profesională ceva și au fost doi înși. Da, e trist. Doi, e trist gratis. Că... Băi, veniți un pic să stăm de vorbă, da. Vezi, și de aici apar dramele astea după care Gazeta Sport, fostul mare jucător, nu numai la noi. Da, pentru da, că da. Uite, te vezi jucători din NBA care dor sub un pod în și acolo tot exact. Lipsă de, nu? Da. Și ăia mult mai mulți bani. Adică oameni cu 10, 15, 20 de milioane de dolari. Au, că nu are cum. Acum 25 de ani evolua contra lui Michael Jordan. N-are cum să doarmă sub un pod. Corect, corect. Până la urmă e vorba de educație financiară. Indiferent din ce zonă vii sau din ce sport vii, e vorba de a avea o bază. Ce faci cu banii pe care îi câștigi? Ea e ignorată la nivelul ăsta. În România nu vorbim la nivel de sportiv, că am lămurit-o că e ignorată. În general este ignorată, nu? A fost ignorată. Ceea ce sisizez eu, vin de așa, din linia întâi, pentru că eu țin cursuri, observ așa o deschidere oarecum. Am început să realizeze că trebuie să facă ceva, ceva diferit. Contextul pe care traversăm acum, faptul că am avut o perioadă în care am avut e o inflație foarte mare, acum este în scădere, banii se devalorizează de la o zi la alta, oamenii încep să conștientizeze. Sau o altă chestie pe care am sesizat-o, ajungând într-o etapă a vieții în care, zic mă, se cam apropie pensia. Ce fac? Își dau seama că au cam pierdut timpul, dar zic, trebuie să fac ceva acum, cât de repede. Și deci vin la curs, vin să vadă, să învețe ce ar putea să găsească soluții. Deci contează enorm treaba asta. Că a început să... Ușor, pași mărunți. Da. Perfect. Asta este, din păcate, în mediul privat. Pentru că statul... Iarăși, a 10-a oară, cred că zic, în podcastul ăsta, să ne ascundem, nu prea face mare lucru. Nu prea face. Uite, apropo de asta, noi am avut un program educațional gratuit cu un liceu, o colaborare cu un liceu din Brașov, liceul Meșotă din Brașov. Și am fost împreună cu colegii mei, mai mult directorul bilor din Brașov, Cristian Dula, s-a ocupat de proiectul, dar am fost și eu în câteva zile. Am oferit studenților oportunitatea de a participa la acest program gratuit, 10 ședințe, timp de câteva luni, o ședință pe săptămână, în care discutam despre bazele educației financiare, ceea ce ei nu au primit în liceu. Uite, am un prieten, un fost coleg de generală, care în orașul Aiud se ocupă de elevii de la liceu și mi-a spus, Răzvan, am făcut un studiu în rândul elevilor și i-am spus, ok, ce ați vrea să învățați și nu ați făcut un liceu? Ce credeți că v-ar ajuta în viață să învățați? Și de departe, educația financiară a fost pe primul loc. Ca foarte și răspuns. Interesant. Deci e clar că tinerii încep și sesizează această nevoie. Bun, cum îi ajutăm? Ceva. Prin firmele particulare, dar în partea asta la altă... Uite, ca o chestie interesantă, am cursant și profesori care am înțeles că se încearcă implementarea unui program sau unei materii noi, ceva în genul educației financiare și profesorii vin să și cine spre de Răzvan? Învețe niște cum specialiști, să, exact. Nu? Trebuie să... Că trebuie și eu aș vrea să fac multe, educație sexuală, educație financiară, sunt multe tipuri de educație. Am două șabloane pe care cred că cei care ne privesc de mult timp s-au săturat. Primul este, în România, nu sintagma educație financiară sperie, ci educație. Educație, exact. Nu financiară neapă, că poți să înlocuiești financiară, să punem sexuală, să pui orice, exact. Ce ai tu nevoie, da? De viața civică. Educația. Și al doilea șablon, iartă-mă, este ceea ce mi-a spus Marius Nicolae. A zis, măi, la Arsenal, ok, entitate privată, se începe la 9 ani treaba asta.
nouă, cu niște noțiuni de bază, că bănesc copilașii ăia la 9 anișori, da? Dar uite-te la noi, la noi, du-te mă, de că nici la clasa 10-a sau... Ei la 9 ani încep să aibă niște noțiuni. Vin privații, gen voi, companiile astea mari, care încep să spună, domne, uite, prima formă de educație este pușculița. Este să stai de vorbă copilul, domne, nu cumpăra astăzi, dacă mai adun niște bani și cumperi pe mine ceva mai bun sau care și așa mai, îți trebuie asta și așa mai de. Asta o fac părinții. O fac companiile particulare. Dar statul, adică la nivel mare, apoi vin cursanți, cei care nu vin. Așa este. Noi încercăm așa corect, să mărim cât mai exact aria ca să ajungem la cât mai multe persoane, dar într-adevăr trebuie să fie așa o chestie mai generală, pentru că, din păcate, ca și educație financiară suntem la un nivel destul de da, jos. Da. Uite, cel mai bun exemplu este podcastul. Când am început cu colegii de la CAPEX și apoi cu Profit Point, la început astea au fost. Băi, noi noi luăm banii din alocația copilului și trăim și așa mai departe și voi veniți cu baterie financiară și cu investiții. Înțelegi? Da. Dezarmezi în momentul ăla. Băi, hai să oprim, că oamenii au dreptate, noi vorbim. Dar după aia ușor au început. Unul să spună că uite, a făcut investiții, unul a aflat că există nu știu ce, unul a... și așa mai departe. De se mișcă lucrurile. Da, foarte greu. Puterea noastră e mică. Corect. Ești pe YouTube și vine Răzvan și dialogează cu Oprișan. Orice schimbare întâmpină rezistență. Corect. Corect. Trebuie, orice schimbare o facem, întâmpină rezistență în prima etapă. Și trebuie să fim de acord cu ea și să o acceptăm și să nu renunțăm. Noi asta facem. Avem o viziune așa pe termen lung în care vrem să reducem numărul persoanelor aflate într-un haos financiar și să creștem numărul persoanelor care se află în independență financiară. Într-o țară în care răbdare nu prea apare ca termen. Și o țară care a trăit foarte mult timp în comunism, care vine cu niște mentalități. Da, asta clar, ai perfectă dreptat. Cecul și să cumperi o Dacie. Exact. Ce aveai și ce are eu? 7 inși între ei, eu îți dau așa, iar Răzvan luna asta. Când vorbim de investiții, noi avem așa niște cutume din spate. Caritas, Fenii te veghează. Da. Gelsor și ce au mai fost. Și asta este percepția multora legată de investiții. Da. Am discuții foarte ample pe tema, bursa e un joc de noroc. Joci la bursă, asta e expresia. M-am jucat și o aseară la bursă. Pare că ai pus un peste 2,5 goluri la un meci. Da. Nu? Bă, am încercat, am aruncat și eu 10 lei, nu mi-a ieșit. A terminat 0-0. Nu, e vorba de educație. Și educația te face să treci toate informațiile prin propriul filtru. Să nu preiei ceea ce, nu știu, găsești pe orice gard. Să vezi exact lucrurile trecând printr-un filtru corect și luând o decizie bazat pe ceea ce crezi tu. Noi nu avem definiția, dar olandezul de ce poate să facă treaba asta din fragedă pruncie? Adică nu avem definiția, nu avem pârghile, nu știm ce fac ei, dar de ce poate să o facă? Pentru că li se pare ceva de care ai nevoie în viață, nu? Siguranța au implementat la un moment dat, au avut un program așa general, au văzut că e lucrul care contează extrem de mult în viață. Noi, în permanență, în viața noastră, avem relația cu banii. Fie o controlăm, fie ne controlează ei. Iar voi fotbaliști aveți gagici frumoase, mașini și tatuaje. Asta este ștampila. Da. Și vin unii ca tine, ca Alex, ca Ducu și mai sunt, pentru că uite, a fost Klinsmann care își făcea contractul singur, Leo Țibeloni care i-a pus plombă lui Fane Petcu și a ținut 25 de ani. Sunt mai mulți, Viali, Dumnezeu să-l ierte, care se adică mulți, Socrates și nu știu. Din păcate puțini. Înțeleg perfect. Păi ce vrea bă, Oprișenela să joace și în finala Ligii Campionilor și să fie și șmecher pe final? Nu se, sau pe carte, nu cred că poți. Tu ai spus-o. Că la un moment dat nu mai poți să duci. Da. Pentru că riști să nu le faci bine pe ambele. Hai, domne, să mă concentrez doar pe asta, că aici am succes. Dar se poate duce din ce spui tu. Da, se poate duce. Bun, și ai terminat cursurile și asta ai fost atras? Da, am fost atras. Alex mi-a propus să mă alătur companiei. Am avut așa câteva zile de reflexie și am zis ok. Vreau să fac asta. Foarte tare. Și efectiv, din momentul în care am decis, cred că deja după 2 luni am început să țin cursuri. Omul care acum 2 luni se ducea cu geanta la antrenament. Da, exact. Dacă asta. După două luni am început să țin de curs de educație financiară. Foarte tare asta. Da, a fost o schimbare așa totală, bruscă. Nimeni nu s-a așteptat, mai ales din anturajul meu, așa să renunț efectiv la partea asta. Dar a fost o decizie pe care... Te-a ajutat și ceea ce ai făcut înainte, nu? Adică... Da, m-a ajutat oarecum și ceea ce am făcut, dar și faptul că citind și educându-mă, vedeam poate lucrurile puțin diferite. Uite, mă întrebai dacă am colegi sau au fost colegi care au făcut și ei partea asta.
după ce am fost cursant, în autocar când plecam în deplasare, eu eram cu laptopul în față, fie, nu știu, citeam, mă documentam, învățam sau efectiv făceam analize. Și bineînțeles că cei din jurul meu mă întrebau, ce faci, Răzvan, ești tot cu laptopul în față? Și discutând cu ei, le-am arătat și chiar unii dintre ei sunt cursanți, au fost cursanți. Și, și au investit și investesc. Și... Deci se poate. Deci se poate. Zine, am ajuns la value, sună așa, știi? Bă, ce e, bă, aia strategia value investing? Da, ce am făcut? Da. Știi? Hai să ne ștergem la gură de engleză. Ce s-a întâmplat? Practic, după ce am început să țin cursuri, noi avem și evenimente live, online, tot la fel pe Zoom sau chiar live fizic, unde avem diferite teme pe care le prezentăm cursanților noștri. Și partea interesantă a fost că pe mine m-a atras investiția în acțiuni și să citesc mult în direcția aceasta, să mă educ, pentru că în continuare, chiar dacă făceam, țineam cursuri, mă educ și eram și eu cursant la rândul meu și învățam, pentru că am vrut foarte mult să... Ca doctorii, nu tot timpul înveți. Da, tot timpul înveți. Nu se oprește chiar niciodată. Și acum învăț. Și da, chiar și acum particip la cursuri. Chestiuni noi în care exact. Poți să investești sau... Exact. Acum câțiva ani n-aveam criptomonedele sau bitcoin-ul sau... Exact, nu se vorbea nicăieri. Habar n-aveam cum să scrie. Da, da, da. Și m-a atras partea asta, am început să citesc și chiar și astăzi o fac și îmi place. Și am ajuns la strategia aceasta de value investing, tot prin intermediul câtorva cărți pe care le-am citit inițial. De fapt, ce este acest value investing, ca să vorbim foarte, să-l traducem, exact. E vorba de a investi în acțiuni, în piața de capital. Acțiunile sunt instrumente din piața de capital, acțiuni la Facebook, acțiuni la Google, nu știu, la Facebook, la Meta, la orice, și a găsi acele acțiuni care sunt subevaluate de către piață în general. Uite, dacă vrei un exemplu foarte clar, mergi la magazin și vezi jocuri video. Și vezi că unul dintre ele, deși știi că are o valoare foarte mare, este la reducere, cu 30% mai ieftin. Practic, value investing presupune a găsi acele reduceri la acțiuni. Am înțeles. Acțiunile știi că care e top, sunt dar... subevaluate, da. Pentru dar că care ar fi, există un motiv pentru care le sunt subevaluate sau cum? Din diverse motive, pot fi dar diverse motive. Dar asta nu înseamnă că sunt slabe. Nu. Pentru că știi ce zice, când ai văzut minus 30, ori e cap de linie, ori a fost la moda cu 5 ani. Exact. Nu, 3 ani. Nu. În spate, compania este una foarte solidă, doar că din diferite motive ea nu mai este de în prim plan, să zic așa. E bine, știi cum e? Întotdeauna există prețul unei acțiuni, că vorbim de prețul acțiunii sau de valoarea companiei, ceea ce nu este tot timpul într-un echilibru. Adică prețul acțiunii nu reflectă întotdeauna valoarea companiei. De multe ori este mai sus sau mai jos. Ei bine, pe termen lung, ele vor ajunge la un echilibru, dar pe termen scurt, datorită psihologiei mulțimii care participă în piețele financiare, ele nu se află într-un echilibru. Perfect. Tu vânezi astea cum ar veni, le cauți. Și atunci, practic, tu cauți acele companii care sunt subevaluate. Pentru că există potențial. Sau pentru că este potențial. Cu companie, nu neapărat cu nume sau... Uite, cel care a, să zic așa, părintele value investing este, de fapt, mentorul lui Warren Buffett, Benjamin Graham. Wow! Care acum 100 de ani aplica strategia aceasta. Bine, vremurile s-au schimbat puțin și apoi, introducându-l și pe Warren Buffett în zona aceasta și, de fapt, a fost student al său, Warren Buffett a investit 10 de ani în compania Coca-Cola. Adică el, prin strategia aceasta value investing, în momentul în care el a început, a conștientizat că este o companie care este subevaluată în acel moment. Deci el atunci realiza treaba asta. Da. Băi, un produs care merge sau care o să meargă, bănuiesc că mergea și pe vremea aia, dar care e subevaluat. Exact. Dar nu trebuie să ai un șpil în tine, o știi cum se zice, ca să simți? Feeling. Exact. Nu e vorba de feeling, e vorba de... Că la magazin, Răzvan, când mă duc, văd minus 30%, acolo îmi sare în ochi, dar... Da, da. Nu, sunt mai multe criterii prin care alegi compania sau strategia poate fi aplicată mai multe feluri, dar în primul rând trebuie să fie o companie care are un avantaj competițional. Se numește moat, așa îi spun specialiștii. Nu știu, fie că domină piața în sectorul în care activează, fie că are prețuri imbatabile, fie că nu știu. Sunt diverse criterii pe care le putem urmări aici. Uite, îți dau un exemplu. Apple. Acum câțiva ani știam de compania Apple, 5 ani, 10 ani. Ecosistemul pe care el l-a dezvoltat au făcut ca Apple să fie o companie de care noi vom avea nevoie și în viitor, nu doar astăzi. Și Apple, în momentul acum, este o oportunitate, dar a fost și în trecut o oportunitate.
Doar că acum s-a dezvoltat în mai multe direcții, dar la început era telefonul, iPod-ul, da, și apoi telefonul. E bine, era clar că în momentul în care ei au început să se extindă, va fi o companie care, al cărui produs va fi și foarte utilizat. Și tu speculezi la modul pozitiv treaba asta. Dom'le, are potențial uriaș, da, dar deocamdată nu a explodat, nu? Sau adică tu, și nu, cel care face chestia asta, și atunci începi să investești în acțiune acolo, sau nu? Exact, adică tu cauți acele companii care din diferite motive sunt subevaluate. Bun. Și cu așteptarea că există potențial de creștere în viitor, de a-și atinge potențialul, de fapt. Mai iei și plasă? Bineînțeles, orice investitor, da, clar, face și investiții proaste. Cine și spune că nu face investiții proaste? Și nu se întâmplă ca acea companie să bubuie. Da, se poate întâmpla asta, dar atunci poți să vinzi acțiunea și efectiv ai încasat un minus pe care ți-l asumi. Da, da. E foarte important să ai și un plan de acțiune, să știi ce faci. Ok, dacă va crește, cum voi acționa? Dacă va scădea, cum voi acționa? Dacă scade, reanalizezi. Gândește la cei care ne privesc. E complicată treaba asta? Nu e complicată, doar că pentru a ajunge acolo trebuie să parcurgi câteva etape, să înțelegi lucrurile de bază. Cum funcționează o acțiune, cum poți să investești într-o acțiune, care o fi o strategie de bază și mai apoi, dacă vrei să te, nu știu, să te specializezi, să zic așa, în direcția aceasta, e. Bun. Hai să dăm cazul tău cum ar veni. Sunt jucător de fotbal, adun niște bani, simt că se apropie finalul carierei, am varianta de a continua, nu prea mă încântă, pentru că tot așa, fără să ne ascundem, știm cum este fotbalul românesc, mm-hmm, da? La nivel ori de management, ori de stat în iarbă, în training, nici una, nici alta, de cu mici excepții, da? Și atunci zic, bă, trebuie să investesc în ceva. Ce fac? Vin la Profit Point? Adică, domnule, am banii, n-am baza. Mm-hmm. N-aș vrea să greșesc. Să investesc într-o piață sau într-un mall sau undeva și să dau faliment și să apar în cancan după aia că fost un mare fotbalist sau ceva. Ce fac în momentul ăla? Banii am. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te educi. La orice întrebare, răspunsul este educație. Orice întrebare care, la care nu ai răspuns... N-am avut timp, Răzvan. Am azi la 35 de ani, am preferat să mă concentrez pe carieră. Okay. Dar, grație unora ca tine sau grație companiei la care lucrezi, înțeleg că trebuie să investesc în ceva, că nu mai merge să cumpăr un teren de fotbal să trăiesc toată viața dintr-un balon. Mm-hmm. Bun. Ce fac atunci? N-am baza. Atunci trebuie să creăm baza. Bun. Asta facem prin curs, să creăm această, da, bază, le arătăm cursanților și învățăm cum să facă partea aceasta, dar nu doar că le arătăm, după ce termină cursurile nu rămân singuri, pentru că noi în continuare îi consiliem, să spun așa. Am înțeles. Adică îi ghidăm în pașii lor. În momentul în care noi lucrăm cu o persoană, ne urcăm în mașină cu ea și mergem până la destinație. Da. Adică suntem acele persoane care, cu care faci școala de șofer, dar care rămân lângă, da, tine în mașină și după aceea. Carnetul și ai luat carnetul, hai, și pa, în continuare e lângă tine. Și îți arată. Vezi că aici trebuie să apeși puțin frâna, aici mai deci tragi tu puțin spui că, domnule, gata, am luat carnetul. Da. Știi? Da. Practic, da, n-aș mai avea nevoie de tine. Hai, încă două luni cât să, da, prin curaj să ies pe străzi. Nu, e nevoie, pentru că este și așa o mică teamă în direcția aceasta. Da, o frică de a pierde bani, pentru că, na, relația noastră cu banii ca și oameni este una extrem de puternică, emoțional. Există deschiderea asta? Ca oamenii să vină să... Da, da, asta spuneam că mai nou... Că trebuie să vin nou... la tine să mă deschid. Tată, am niște bani. Uh-huh. Mi-e frică să investesc. Din diferite motive nu am baza. Dar nu cât din diferite. Cred că nimeni n-are bază... La nivelul populației mă refer. Cine are bază de educație financiară, în afară de cei care lucrează în domeniu? Da, nu, da, ai. Nu vorbim de sportivi. Noi la școală am făcut educație financiară? Eu n-am făcut. Unde? Cel puțin. Am făcut economie, în care tot ce ai, piața tip oligopol, banii sunt sângele care irigă sistemul economic, Paul Samuelson, copiii ai niște din alea. Exact. Și când te întreba, le dă de aici, mamă, geniu, 10. Dar tu n-aveai nimic. Așa rămas. Este. Da, da, da. Și atunci trebuie să faci pași în direcția aceasta. Trebuie să conștientizăm că e nevoie de educație financiară. Dar nu e atât de greu. Nimic nu e greu. Nu e atât de greu. Adică nu e ceva să te apuci acum să construiești o casă. Nu, și se poate la orice vârstă. Asta e cel mai tare. Se poate la orice vârstă. Indiferent de etapa vieții în care ești, că ești la 20 de ani, că ești la 40 de ani, că ești la 60 de ani, poți să faci. Eu am avut cursanți de 65 de ani și recent am avut cel mai tânăr cursant, am plinit 14 ani. Pe bune? A trecut în clasa 9-a și a venit la cursurile noastre. Asta e foarte tare. Da, chiar l-am apreciat, am și spus că ești cel mai tânăr cursant și chiar apreciez că faci asta de la o vârstă fragedă. Și el chiar încercase la un moment dat să facă singur, nu prea reușise și a zis că trebuie să am un drum corect. A avut și gândirea bună, pentru că și-a dat seama că e nevoie să aibă și un context
prin care bine, se poate Răzvan, au venit niște colegi de-ai tăi, gen Richard sau asta, care s-a apucat să râdă la până la 90 ani și investeau și am rămas așa, adică am stat, n-am respirat, știi, când a început să-mi bă, păi zici, eu pe la 10 ani mi-a dat toată o carte, la cât? Știi? Ok, astea sunt cazuri de excepție. Excepție, da. Nu toți poate să se apucă să investească. Dar un copil care că e ghidat de părinți, că a venit de bună voie, singur și așa mai departe, exact cum spui tu, merită aplaudat în picioare. Da, la 14 ani să vii să faci curs de educație financiară. Exact, exact. Chiar ceva bun s-a întâmplat în viața ta. Exact, da, da, da. Și sunt, asta spun, indiferent de vârsta la care ești, trebuie să conștiinți că trebuie să faci pasul ăsta. Trăim o, așa, o dramă, dacă vrei să, dacă pot să spun așa. Ne bazăm pe sursa aceea, de o singură sursă de venit, pe locul de muncă pe care îl avem. Așa este. Că asta am fost învățat. Ia-ți mai că... Exact. Ia-ți o casă, găsești un loc de muncă, cu program fix, du-te la muncă și întemeiază-ți o familie. Cam asta am fost noi învățați. Noi nici nu avem cultura asta. Asta nu ne scuză. Nu ne scuză. Se poate schimba. Uite, în afară, mesele din familie se vorbește despre investiții. Ha. O parte a familiei mele este în Statele Unite de peste 50 de ani. Am avut un unchi care astăzi nu mai trăiește, care a investit și plecat care... din România, deci român. Era născut, a fost născut acolo, da. Mătușa mea, sora mamei mele, a plecat de vreo 60 de ani. Și le-a schimbat, s-au schimbat mentalitatea complet. Da. Și el investea, avea portofoliu investițional și astăzi a rămas urmașilor, pentru că el a decidat acum ceva timp. Perfect. Dar noi n-am avut asta din spate. Nimic. N-am stabilit. Check ce are. Exact. Dar noi de ce nu se poate? Noi de ce nu putem? Da, trebuie să învățăm. Pentru că eu, Cătălin Oprișan, știam că banca îți oferă împrumut și un card. Și au venit oamenii aici la mașină, hai să zicem noi ce face banca. Și că n-am nimic. Știi alte oportunități de investit? Păi mai sunt ăștia cu cripto, cu băi, lasă-mă astea. Tu știi ce înseamnă tezaur? Păi la unde? Băi, lasă asta, știi ce înseamnă, știi? Și atunci începi și înveți. Gata, am tăcut. Cu tare. A venit ales cu bateria financiară. Le-am povestit oamenilor că vă punește rusă. Ia zi-mă ce te-am de făcut. Pac, pac. Mi-a dat 2%. Am stins-o ușor așa. Și asta că ne mai auzim noi, Alex, dacă e că... Noi nu știm. Și atunci nu luăm totul la mișto. Că asta nu e chestiune de la mișto. Doamne ferește, rămâi pe stradă sau pierzi gen bănel. Adică nu cred că e bine, nu e o bucurie prea mare să te vezi în ziarea după ce a pierdut tot, a luat-o de la zero. Nu cred că e o chestie care să te bucure. Așa. Da? Pe de altă parte, dacă nu te pricepi și n-ai de unde să te pricepi, trebuie să ai și puterea să recunoști că nu te pricepi, să vii la unii ca voi. Exact. Noi avem și românul are concepția aceasta. Lasă că eu le știu eu pe toate. Mă pricep și la politică, mă pricep și la fotbal, să-mi mă pricep și la să știu ce să fac. Să fac cu ei. E vorba de mentalitatea pe care o ai, mentalitatea fixă sau mentalitatea deschisă. E chiar și o carte în direcția aceasta. Depinde cum privești lucrurile. Ai mentalitatea aceea în care cauți tot timpul să te dezvolți, să crești, sau aceea în care zici, mă, lasă că eu știu ce să fac. Cam, și aici se cam oprește când ai mentalitatea asta. N-ai cum să evoluezi. Dar dacă ești deschis, dacă accepți că poți să crești și poți să te duci, atunci se poate face. Și spre deosebire de jucătorii care au evoluat înaintea voastră cu mulți ani, acum ai cele două posibilități, să vii la unii ca voi, la o firmă ca voi și să citești cărți de în domeniu. Acum 30 de ani și dacă voiai să te apuci, bun, Hagi s-a dus la Barcelona și la Real Madrid, Gică Popescu, acolo e altceva, dar i-au învățat acolo, dar nu aveai materialul didactic, exact, să zic așa. Da. Bun, vreau să... Acum toată lumea pe care o întreb îmi spune, băi, există un blog, există ceva pe site-ul nostru care te educă un pic, pas cu pas. Există niște cărți, există niște oameni care vor să te ajute. Da. Nu mai ești negură. În trecut poate era așa o lipsă de informație, acum este așa un boom de informație, suntem bombardați din toate părțile, doar că nu știm să filtrăm informația aceea. Perfect, ai zis-o perfect. În drum, aici venind, poți să vezi și tu pe Bulevardul Corneliu Coposu sau ce, lângă două de amanet și o covrigărie, apare Bitcoin Cryptoland. Nu ne-am dus un pic prea departe și încercăm să diluăm treaba asta? Da. Adică, băi, chiar mă duc, știi? Da, iau doi covrigi și după aia mai cumpăr o bonă de cripto. Exact, alături. Nu e bășcălie, nu e nimic. Chiar aici pe Bulevard am văzut venind încoace. Băi, exact cum spui tu, trebuie să extragem informația care ne ajută și aia corectă. Mulți au ajuns chiar, uite, apropo de asta, au ajuns să investească dorind să se îmbogățească foarte repede peste noapte, ceea ce e greșit. Dacă pleci la drum cu gândul ăsta din start,
eșuez. Da, se poate întâmpla, dar asta nu merge pe termen lung. Exact. Ai merge noroc. O dată de două ori, dar asta nu merge pe termen lung. Uite, chiar am avut o cursantă, investise în zona aceasta și câștigase o sumă mai mare. Și pe urmă încerc, ok, zis, gata, mă pricep la investiții. Și a început să investească mai frecvent. Și a dat seama că, de fapt, nu știe ce face. Și așa a ajuns la curs. Deci, Răzvan, am venit să fac lucrurile corect, cum trebuie. Să nu mai ard pentru niște etape. Pentru că mi-am dat seama că nu am făcut ce practic, Răzvan, ca să înțelegem, în momentul în care vin la tine, pornim de jos, de la bază. Pornim de la bază, efectiv, de la bază. Indiferent de la nivelul de la care vin, noi plecăm de la bază pentru că adică creăm o bază corectă și solidă, pe care se putem construi. Bun. După aceea, încet, încet introducem termeni de investiții, cum e acțiune, obligațiune, ce e un activ, ce e un pasiv, lucruri pe care foarte mulți, deși poate le-au auzit la un moment dat, nu-l stăpânesc sau nu-l înțeleg. Nu știu să le explic. Da? Dobânda compusă. Majoritatea care vin nu știu ce e dobânda compusă, care e un lucru esențial în investiții. Și plecăm de la lucrurile de bază și încet, încet să descopere... Ei se sperie că tu îi simți, adică să uită, wow. Noi încercăm să le prezentăm lucrurile cât mai simplu, pe înțelesul tuturor, astfel încât să vadă că, da, și eu urmăresc pe diferite grupuri persoane și multă lume folosește termeni așa foarte abstract. Trei sferturi în engleză. Încât îți spui, aoleu, trebuie să fac masterat de investiții, doctorate. Nu, nu, nu. Lucrurile trebuie învățate corect și de la plecând de la o bază corectă, plecând pe un drum corect și alături de persoane și de creându-ți contextul de dezvoltare. Sunt foarte multe oportunități de investiții în momentul ăsta. Astăzi sunt extrem de multe oportunități. Am înțeles că dacă te pricepi, poți și pe la niște firme de pe afară. Da. Bine cotate. Există posibilitatea de investi în orice punct al lumii, să zic așa, la orice companie. Avem de ce să ne temem. Acum este o piață reglementată, există niște garanții în spate și așa mai departe. Mediul astăzi mai este extrem de sigur. Bun, asta contează enorm. Am înțeles că este aliniat la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, legislația Uniunii Europene, sunt directivele europene, adică nu, astăzi nu se mai joacă nimeni. Da, poate în trecut era așa un mediu mai gri, să zic așa, dar astăzi lucrurile sunt așezate. Extrem de așezate. Bun. În partea asta cu școala se poate face ceva? Adică ar trebui foarte mulți profesori de economie, nu? Ori să fie făcuți, adică să facă studii sau astea, dar în decurs de câțiva ani. Pentru că nu putem tot timpul să spunem, au trecut 30 de ani, au trecut 32, au trecut 33 de la Revoluție și tot nu s-a întâmplat nimic. Da. Am văzut cărticelele, așa... Lucrurile trebuie să fim conștienți că nu se întâmplă peste noapte. Adică ar trebui să avem un plan pe, nu știu, păi 20 de ani, 30 de ani, dar trebuie să avem un început, noi să plecăm de undeva. În momentul zero, pentru că dacă așteptăm să cadă ceva din cer, nu o să cadă. Nu cade. Și atunci trebuie să începem cu pași, 34 de ani să fie de persoane care să creeze acest plan și pe care să se construiască. Uite, ce am făcut noi tot la Brașov, acolo local, am semnat o colaborare cu elevii de la liceele din Brașov și în toamnă vom începe un program educațional și vom merge și vom susține cursuri asta pentru liceele din Brașov. Dar și ei trebuie să vină un pic cu deschidere, nu cu reticență, aoleu, iar mă duc la un curs sau așa mai departe, că trebuie să înțeleagă că asta e în viață. Poate de matematică, acum o să mă înjure profesor de matematică sau să-mi bată obrazul, poate de matematică sau de fizică n-ai atât de multă nevoie. Asta nu înseamnă că trebuie să o lași mai moale cu ea. Dar de asta ai cu siguranță nevoie. Da, pentru că te lovești tot timpul. Tot timpul, de la 18 ani până la când îți iei prima alocație. Exact. Sau faci primul cont. Primul cont. Da. Exact. Și vii și spui că există aceste oportunități și că avem și telefonul ăsta din care la fel trebuie să știi ce să extragem partea bună, care te ajută, ești la un click distanță de informație. Exact. Spre deosebire de acum 30 de ani. Sau când, când nu aveai. Doar că acum trebuie să ai un filtru corect, care informație bună pentru brav, mine. Da. Că altfel investești, păi stau că mergea, erau recenzii bune și toată lumea exact. Spunea. Da. Știi? Trebuie să ai grijă. Dar trebuie să, repet, să te duci la un specialist, să recunoști că nu te pricepi. Mulți ne tratăm de pe internet medical. Da. Până la un moment dat când ajungem în poc, băi, cred că ar fi bine să merg la un medic. Exact. Așa este. În orice domeniu activezi. Da. La urmă te încurci de specialiști și lucrezi cu persoane care asta dar fac. Dar domeniul care tu ai activat, adică cel sportiv, este cu precădere mai afectat de faptul că la un moment dat, la 20 de ani, primești o sumă mare de bani cu care tu n-ai fost, te ia capul. Știi că pe mulți îi întreb. Tu, de exemplu, când ai venit în București, te-ai pierdut? Sau ai rămas cu picioarele pe pământ? A fost o etapă în care a fost nevoie așa să mă regăsesc, pentru că a fost o lume total nouă pentru mine. Te vezi, dar tu recunoști. Da. Că sunt unii care zic nu și, băi,
Adică am văzut și am intrat într-un cer de fotbaliști care erau foarte cunoscuți. Eu eram copil pe vremea aceea. Tu ne veni dintr-un oraș mic. Nu, veneai de la Cluj. Din Cluj-Napoca, da, dar adică, totuși erau diferențe da, între Universitatea din Cluj-Napoca și București. Vezi diferența asta. Da, da, da. Și a fost o perioadă în care așa puțin m-a dat în spate. Când ai intrat în vestiar, de exemplu, ai avut... Hai să nu cu educație financiară, că ne ducem departe, dar din punct de vedere sportiv, ai avut pe cineva care te-a luat sub aripă, genul ăla, copile? A fost o chestie interesantă. Când m-am dus, eram la Rapid la echipa de tineret. Eram capitanul echipei de tineret, Neateo Codreanu era antrenor și cu Octavian Niță, Puiu Niță, fost fotbalist. Avusese meci la Petrolul Ploiești în weekend, dădusem gol. Și luni dimineața am mers la antrenament, Neateo, țărane, ca așa îmi spunea, țărane, du-te la, vezi că te așteaptă la ProRapid, la echipa mare. Ăștia mari. Da. Făceam antrenament pe un teren lângă ProRapid, îmi scapă numele acum. La Romet? La Romet, exact, la Romet. Și îți dai seama, aveam niște emoții să ajung lângă. Prima dată. Da, era la echipa mare, era Pancu, deși nu era o diferență atât de mare neapărat între dar. Pancu, Măldrășanu, Jean Barbu, Mutică, Frăsineanu, Iftodi, Răzvan Lucescu. Era națională, una, făceai o națională, nu echipă, nu rapid. Ne-am mers și Arenii ca antrenor. Ma. Și ai intrat intru, acolo. Cum merg eu acolo în vestiar să intru lângă. Au da, tremurat grisinele? Da, a fost, am avut emoții, într-adevăr. Da, sunt firește și... să-mi poți să spui că... N-ai Stanciu. N-ai Stanciu a fost cel care, cu care am stat în... Care era capitan atunci. Da, cu care am stat în cameră. A fost o chestie interesantă, o poveste interesantă. După antrenament, erau două antrenamente în acea zi. Și domnul Reni mi-a zis, ok, Răzvan, te duci și stai cu Nicolae Stanciu în cameră. Eu știam că el e un tip mai închis, un tip mai retras, oarecum. Da, mai zis, am tras bățul. Am mers, am bătut la ușă, n-a răspuns nimeni, am intrat, el stătea în pat, se uita la televizor. Ce? Cine ți-a dat voie să intri? Păi am intrat, că am bătut la ușă. Ieși și mai bate o dată la ușă. Ok, am ieșit, am bătut la ușă. Who is it? Mi-a spus și eu numele. Am intrat. A, poftește, altceva? Colegul meu de cameră. Da, da, da. Altceva. Da, dar pe urmă a fost un tip super, super ok cu mine și mai discutam cu el. A fost... Tu ai fi vrut să te duci undeva mai sus sau ești mulțumit cu ceea? Dar din alea, știi, vorba ta, cărții inspiraționale. Răzvan, dacă ar fi să așa... Nu, da, tot viața asta vreau să o iau, știi? Da, da, da. Nu, eu sunt chiar... Am analizat așa cariera mea după ce am încheiat-o și nu am regrete. Ceea ce poate am așa o urmă de regret e faptul că n-am ajuns să lucrez cu domnul Hagi, deși am avut oportunitatea. Am fost, eram la Corona Brașov, o echipă în Liga 1 eram atunci și era înainte de returul campionatului, cumva era clar că lucrurile mergeau foarte bine, eram undeva la coada clasamentului. Și, dar domnul Hagi cred că mă aprecia pentru că am avut o discuție cu cei de la Viitorul și s-a avut posibilitatea să plec acolo. Le-am comunicat celor de la Brașov. N-au zis nici da, nici nu. M-am întâlnit cu domnul Iașco care era atunci se ocupa de transferuri. Ne-am înțeles, bătusem oarecum palma, doar că ulterior cineva de la Brașov din cadrul clubului era o echipă susținută politic. A spus că vor să reconstruiască echipa chiar dacă vom retrograda și nu vor lăsa, cel puțin pe mine, nu vor lăsa să plec. Și asta a fost o șansă pe care am avut-o și deci nu am vrut să lucrez da, cu... Mi-ar fi plăcut să lucrez pentru că a fost idolul meu din copilărie, adică orice, idolul oricui. Da, cui n-a fost. Dar l-am apreciat foarte mult. Și da, e așa o părere de rău că n-am apucat să... Bun, ce ați făcut la Viitorul? V-ați dus și ați găsit o ușă deschisă. Da, aici Alex s-a ocupat mai mult de partea aceasta. Mie când mi-a spus, nu m-am mirat, da. Dar am zis exact contrar, am zis doar o echipă? Da. Adică nu-i de mirare că cineva a acceptat, dar una singură? Eu cred că trebuie să găsești poate persoana potrivită la club care să aibă așa o deschidere și nu mă refer la jucători neapărat. Din partea de management da. Cineva care să fie. Pentru că uite, după ce a fost Alex la ei, eu sunt prieten foarte bun cu prieteni. Mă rog, am fost colegi și am o relație bună cu Andrei Artean. Și m-a sunat și mi-a zis Răzvi, foarte tare, ce incredibil, ce tare a fost cu Alex, de-abia așteptam să mai vină. Deci impactul pe care ei l-au simțit. Să spun exact invers. Bă, a venit și să ne povestească nouă de educație financiară. Mi l-a băgat Mr. Păgă, da. Domnul Hagiș.
dar a fost impresionat. A zis, super tare. Și ce cursul, ce... Vreau să, când am timp mai mult, poate să vin și eu la un curs. Mamă, asta ar trebui scrisă pe toți pereții, jur, știi? Sportivul român care înțelege că are nevoie exact de treaba asta, că nu e vorba de fotbalist, că noi ne-am dus numai cu fotbaliști. Da, da, da. E atât putem. Dar sportivul român care înțelege de la o vârstă mai mică sau mai mare, care are nevoie de treaba asta. Exact. E vorba de a conștientiza, exact ce spuneam. E nevoie să înțelegi că ai nevoie de... El nici nu a avut, n-a avut nici din spate, dar el a plecat la 7 ani de acasă. Așa e. A, două și eu am plecat la 14 ani de acasă. De acasă de singur, tot. Am crescut, na, singur. Da, da. Și nu e că doar cazul meu, internat, e cazul multora care da, și de drumul ăsta. Când ați plecat din Suceava, pe malul Dunării. Exact. Da, da, adică te vedeau părinții de două ori pe an. Da. Dacă te vedeau, dacă aveau posibilitatea să vină. Și numai și partea aceea de educație, zic, pe care ai primit-o poate până atunci. Pe tine te-aș ca și faptul, probabil că mama a spus să mergem și cu școala în continuare, că știi că există cazurile alea, băi, ori numai școală și se ratează un sportiv bun, de perspectivă, da, sau exact invers. Bă, mă las cu școală. Da, da, asta a fost condiția. Bine, nu e ceva ce nu-mi doream, că și îmi doream să fac lucrurile astea. Da, exact, dar contează enorm. Da, a contat. Pentru că putea să fie și reversul. Băi, reala, ține-te de școală. Și se pierdea un jucător, un sportiv, un ceva talentat. Da. Se pierde la un moment dat. Trebuie și părintele să înțeleagă. Da, până la urmă trebuie să fii conștient că la o vârstă fragedă încă nu știi că vei ajunge sportiv profesionist, că vei face carieră din asta. Da. De asta e nevoie să ai și un plan de rezervă sau să mergi pe alt drum acesta. Deci asta e pe bune că până undeva la 14 ani n-ai ce face, că toți spun, domnule, o viitoare vedetă și așa mai departe. No, adică... sunt mai multe etape de selecție ale copiilor. Avem la 8 ani, la 10 ani, la 12 ani și undeva la 14-15 când intervine și adolescența și începi să descoperi mai multe lucruri, atunci se mai triază din la fotbal te mai uiți? Mai rar. Mă mai uit la Rapid București, când joacă Rapid, când joacă Hermannstadt, când joacă Universitatea Cluj. Mold, care sunt, echipele, sunt echipele nu? Mele de suflet, așa să zic. Mister. Da, a fost, eu eram mai tânăr, dar el era un jucător, era și un super, super băiat. Era, chiar te-a cuprins microbul clar în momentul ăsta? Sau te mai vezi întorcându-te în fotbal? Bine, niciodată nu știu ce se întâmplă. Niciodată, dar dacă mă întrebi astăzi, aș spune nu. Nu. Nu, urmăresc așa mai de departe. Nici nu prea am timp pentru că mi ocup timpul liber mai mult cu alte lucruri. Îmi place să citesc, studiez. Asta vreau să te întreb. Exact cum am spus, e ca la medici, ca la doctor, adică tot timpul citesc. E clar că apar noi oportunități. Nu poți să stai așa că ai învățat în 2020. Da, depinde de fiecare cât de mult vrea să se dezvolte. Dar eu sunt un timp care întotdeauna am vrut să mă dezvolt. Dacă am început drumul acesta și l-am început de la zero, pentru că am fost chiar de la zero, am zis, mai trebuie să ajung în punctul în care, nu știu, să pot să răspund la orice întrebare. Există cărți pe palierul ăsta, nu? Adică există. Nu doar cărți, cursuri, programe pe care le poți face astfel încât să ajungi la un nivel... Deci, practic, nu mai am nicio scuză. Vorbesc la nivel al întregii populații, nu sportiv, fotbalist sau... Da, chiar nu mai am nicio scuză. Nu. O băgăm că nu se face la școală, asta am înțeles, dar poți să o începi exact cum ai început unul la 18 ani, ci la 35. La 27, la 35, la 39, indiferent de momentul în care te afli, dar trebuie să începi de undeva. Și tu spui că ceea ce contează e că vezi această deschidere, că tu simți acum. Da, în altfel știi ce ai, mamă, nu se mișcă timp, nimic, da, frate. În ultimul timp există această deschidere, mai ales din așa de după pandemie, în care când toată lumea fiind în casă, blocată, a încercat așa să caute soluții și a și ajuns așa la noi cumva partea asta cu investițiile venind din zona de cripto, pentru că a fost o perioadă în care s-a vorbit foarte mult de partea aceasta și a avut așa un boom. După aceea oamenii au început să caute și altceva, se descopere că de fapt e mult mai mult decât asta. Voi nu ghidați oamenii în sensul că nu îndemna să se ducă spre anumite tipuri de investiții sau nu? Nu, niciodată. Nici de cum. Noi le prezentăm ceea ce știu facem. Că nici nu e voie sau să spui, adică du-te să... Dar nici nu ar fi corect. Da. Adică noi ceea ce facem este să le prezentăm care sunt posibilitățile corect. Pe care le au. Și ei aleg. Ei, în funcție de ceea ce descoperă, ca și disponibilitate de timp, ca și nivel de abilități pe care vor să le dezvolte, își aleg drumul. Bineînțeles, ghidați de către noi ulterior și le dăm așa, să zic, un sfat, să zic, dar nu le spunem ok, asta e zona în care tu ar trebui să mergi. Nu. Fiecare descoperă ceea ce se potrivește. Asta e partea... Ai fost un jucător, iartă-mă, un jucător în momentul în care a primit bani, în care primea, te gândeai la treburile astea? Adică începuse să te gândești? Când îți intrau bani în cont, de exemplu. Te gândeai că, domnule, bun, am acum. Încercam așa oarecum la nivel intuitiv să spun economisesc, dar cam atât, adică nici vorbă de investiții. Am înțeles. N-aveam cultura aceasta sau nu știam ce să fac. Nici ceilalți colegi. Nu. Pentru că adică, sunt lucruri care contează.
Da. Și spui că în momentul în care ai dat peste un coleg olandez, omul, stai cu minte că era de mult. Da, noi făceam asta din școală, am învățat în școală. Da, eu am, mă rog, activam zona de imobiliare și investiții în piețele financiare. Ma. Da. Vezi diferență? Bănuim că la nivelul mai mare, oamenii au niște băieți care se pricep, da, niște specialiști. Da, probabil fiind activ, probabil sunt ajutat, au chiar consultanți financiari, da, pentru și posibilitatea asta, adică fiind un nivel ridicat, îți permis tu să... Tu ești plătit ca să dai gol sau să aperi sau să joci, exact. Deci ai... poți să faci și treaba asta, nu știu, din plăcerea asta, la nivel de specialist, lasă-l pe unul care se pricepe. Exact. Că de-aia ajungi și dormi în supod. Da. Adică acolo este discrepanța și mai mare. La noi, la nivelul fotbalului românesc, băi, ai avut un ban, i-a pierdut, n-avea mulți, dar acolo, la ordinul milioanelor, da, de dolari, înseamnă că ai făcut ceva greșit rău de tot. Da, rău, da, de, da, tot. Și, da, vezi, cazuri nu sunt multe. În principiu ei investesc și așa mai departe, ei având, exact cum spuneai tu, și o experiență în spate. Da, pentru că, da, noi n-am avut. Ei aveau bănci și burse la 1600 Anglia. 1602. Compania Indilor de Est. A fost oarecum, da, prima companie, da, de stat. Da. Voi face și istoria asta, adică le prezentați oamenilor și doar așa, la nivel general, le spunem că bursa, pentru că mulți cred că bursa a apărut acum 20-30 de ani. Ok, la noi poate, în România a apărut acum 30 de ani, dar la nivel mondial... La noi mișcă bursa asta? Da, piața noastră este o piață extrem de interesantă, multe oportunități. Este o piață mică, este o piață... nici măcar emergentă, piață de frontieră, emergentă considerată doar de către o instituție, dar este o piață care va deveni probabil emergentă, ceea ce înseamnă că vor fi oportunități de creștere, există potențial de creștere. Doar că trebuie să existe o stabilitate puțin mai mare, economică, politică, poate chiar socială. Și de unde vine? Că nu vine, că am avut 33 de miniștri la educație. Iar Răzvan, în anul în care noi ne începem pregătirea pentru Jocurile Olimpice de la Paris, am închis Ministerul Tineretului și Sportului. Da, Sport. Din păcate, e un lucru extrem de trist. Birouaș, doamna Lipă, undeva. Extrem mai de trist. Sunt 300 de zile până la Jocurile, da, Olimpice. Uite, chiar stăteam zile trecute și mă gândeam la un lucru apropo de unde am ajuns noi cu sportul. Noi nu mai avem sport de masă. Există lângă birourile noastre un teren de fotbal, nu văd pe nimeni. Seara când plec de la birou... Și pe tine, că a fost fotbalist, noi, doare de dor mai mult decât ne doare eram pe noi. Noi... Era plin. Era plin, adică nu prindeai să... Acum ați fuzionat, aveți echipă în Brașov, au fuzionat. Da. Au fuzionat, dar am înțeles că l-au primit... Da. Da, nu știu exact ce s-a întâmplat. Chiar aveam un fost coleg acolo, n-am mai discutat cu el. E păcat. Stabilitatea de care spuneai tu acum 30 de secunde sau un, da, not, da, nu, da, nu e. Și asta se întâmplă. Sau ne punem întrebări de ce am ajuns aici, chiar cu sportul. Păi nu mai avem mare de selecție. De unde să iei? Că nu mai avem. Da. Nu mai avem cine să-i pregătească pe cei copii, adică să se pregătească din toate punctele de vedere pentru o performanță pe care vor să... Există o limită? Nu există, clar. Reformulez. Dar există undeva unde poți să te duci, cât de jos poți coborâ ca să începi cu această educație financiară? Ca aia ce am vorbit noi cu pușculița și cu astea e ceva la nivel... Da. Eu cred, adică că undeva când înțelege omul? Încă de când are percepția banilor, cred că se poate începe educația financiară. La nivelul... Când înțelege ce înseamnă bani, dar da, la nivelul la care el poate să treacă, cu o pușculiță, cu a pune bani deoparte, cu a, nu știu, ajuta pe cineva, poate a face o faptă bună din banii pe care economisești. Ne ducem prea departe dacă vrem la nivelul primar să facem, adică 1-4 e prea mult? Cred că undeva cam acolo s-ar putea începe. Cu o joacă, da, sub formă de joacă, sub formă de jocuri, exact, bun, se poate face. 5-8 alte... alt nivel, alte discuții, și apoi liceul... 12, deja se poate discuta chiar despre partea investițională. Bun, dar vin oameni specialiști mari, au venit aici, adică mi-era și jenă să-i privesc în ochi, oameni cu 30 de ani de experiență și spuneau: Cătălin, noi predăm la AS. Studenții de acolo nu știu terminologia, nu cunosc, nu pricep ce, mulți dintre ei. Deci om care, nu eu, legende sau om care, atunci... Deci noi continuăm cu chestia asta, știi? Da. Ne interesează, facem cursuri, termin 4 ani, sunt specialist în cutare și nu știu nimic. Și termin facultatea și ce fac? Adică oamenii de când se duce o somitate ca aceasta și predă și te întrebi pe tine ce înseamnă aia și te uiți la mine, ești anul 4? Măi, nene, da, tu n-ai baza. Da. Și oamenii sunt... Dar ei ies, ei în 3 luni de zile termină și sunt licențiați. Așa. Și? Știi? Adică avem, da, multe lacune.
Da, e vorba de cultura educațională pe care o avem. Adică, ok, mă duc la să studiez științe economice. Păi mă duc acolo fiindcă vreau să fac asta, pentru că îmi place și vreau să fac mai departe asta, nu doar să mai bifez o facultate, să spun că am bifat o facultate. Pentru că la noi cam asta era acum ceva timp. Am făcut o facultate, sunt absolvent de facultate. Da. Ce? Păi pe felia asta. Știi? Și ce faci? Contează mult și experiența. E clar că nu poți trăi numai din teorie, ca în orice domeniu. Abilități. Și ziaristică, ai talent, dar dacă nu-ți dai mâna în 300 de materiale, de plâns, de râs, de cronică, de meci, teatrală și așa mai departe, nu... Da, teoria trebuie să o pui în practică, să dezvolți abilități, să experimentezi, să dobândești experiența. Asta facem și noi, adică pe lângă partea de teorie, învățăm oamenii noțiuni teoretice, plusul, valoare pentru ei, de fapt, reprezintă când pun ei mâna, efectiv, pe mouse fac lucrurile și văd că... Într-adevăr, dacă rezultate. Chiar vin să-ți spună, Răzvane, uite, am investit în ceva și așa mai departe și mă bucur că am avut succes sau ceva, adică ai un feedback. Nu-i treaba ta ce fac ei mai departe, cursanții sau cei. Noi, după cum am spus, ne întâlnim cu ei și le măsurăm, să zic așa, progresul. Vedem dacă sunt în plan, dacă își respectă planul. Până la urmă e vorba de a avea un plan pe care să acționezi. De asta noi, cu fiecare persoană cu care lucrăm, ea are un plan de acțiune, știe ce vrea să facă, știe ce vrea să obțină, știe drumul pe care pornește și mai departe doar ne vedem să vedem, să măsurăm etapa în care el se află și ce poate îmbunătăți. Și da, primesc, adică oamenii conștientizează că au evoluat, își dau seama că au evoluat și că au creat poate o nouă sursă de venit, au câștigat un euro în plus față de cât câștigau anul trecut. Da, și tu ești un om care i-a ajutat. Prin natura meseriei tale. Da, ești un om care le-a dat niște sfaturi pe baza cărora ce au mai pus ei, cu ce au mai venit de acasă, cum se zice, dar... Dar până la urmă, cred că e tot vorba de a schimba așa convingere și percepțiile, pentru că, uite, îți dau un alt exemplu. Am avut și am o cursantă care anul trecut a venit la curs prima dată și a spus, Răzvan, îmi place zona aceasta, cred că este potențial, dar nu știu dacă eu sunt în stare. Uite, nu mă pricep nici să lucrez cu calculatorul foarte bine. Nu știu dacă eu aș putea să duc ritmul ăsta. Și am spus, ok, hai să începem, mergem în ritmul tău și vedem cum evoluează lucrurile și o să vezi că ușor, ușor te voi ajuta și deci a dat seama de importanța domeniului, dar nu știe dacă... Ea a conștientizat că e ceva ce o poate ajuta, dar nu avea încredere în ea, pentru că și asta e o chestie pe care o văd. Trebuie să lupți încredere în ei. Trebuie să lupți tu și cu asta. Nu sunt convins că pot să fac asta. De multe ori mă lovesc și de chestia asta. Asta nu e, vezi, nu era ceva de care am auzit. Da. Degeaba vin, înțeleg importanța, am bani să investesc, dar... Hai că mai stăm un pic. Aici e și rolul nostru de a le schimba puțin mentalitatea asta. Corect. Deci ca să rezumăm, am mai putea vorbi vorba aia. Oamenii trebuie să înțeleagă că este nevoie de un specialist. Că te poți descurca exact cum zici tu, dai un boom într-o zi, dar nu e de mers mult pe drumul ăsta, nu? Da. Adică... Okay. E partea aceasta se... Poți să începi să faci, să fii autodidact, să spun. Doar că poate vei avea nevoie de un timp mult mai îndelungat. Poate vei avea eșecuri pe parcurs. Poate chiar vei renunța la un moment dat văzând că ai acele eșecuri. Sau poți să te înconjuri de oameni care fac asta, care te pot ghida și să ai un proces, până la urmă, corect. Un drum corect. Deci, e nevoie să-ți creezi contextul inevitabil de dezvoltare. Dar ceea ce îi întreb pe toți, tu vezi că pășiciori mici, pășuți mici, dar se fac. Asta e ceea ce contează, nu? Da. Adică nu e, stăm pe loc. Da, dacă vin oameni de 14 și de 65 la un curs pe care tu îl ții, nu neapărat tu, Răzvan, dar în general, înseamnă că nu suntem morți de tot. Da, că e o speranță. Asta spun. Chiar sunt așa... Și discutam cu colegii mei că oamenii văd așa o mai mare deschidere în partea asta. În momentul în care un fotbalist, nu e peorativ aici, dar în momentul în care un fotbalist te sună și spune ce mișto a fost cursul ăla, sunt niște pași uriași făcuți. E clar. Hai să comparăm cu 20 de ani. Du-te mă de aici cu investițiile, dar luăm o mașină și un apartament. Orice antrenor bănuiesc asta vă spunea. Ce investiție e casa, de investiții, da, care nu era rea la nivelul ăla, adică îți luai un apartament, ține acolo că nu se știe. E investiție, adică e până la urmă investiție. Adică maximum pe care puteai să-l faci atunci, că nu existau atât de multe acțiuni sau nu existau... Păi cam asta și făceau mulți sau chiar și acum mulți merg în zona asta. Ceea ce nu era rău, corect. Pentru că am citit că Mircea Lucescu venea și spunea, bă, mașini și gagi și nu știu ce, două palme după ceafă, du-te bă de ea cu tare, uite, e un apartament cu tare și așa mai departe. Și peste 10 ani azi ne-a Mircea, mulțumesc mult că am făcut 25 apartamente și le-am închiriat și așa mai departe. Poate în momentul ăla era mașina. Luai mașina, mulți au făcut așa și sunt cazuri multe, nu numai că tot îl dăm pe Bănel săracul, dar Sabin Ilie, mulți care
talent, bani. Lipsă de educație, da, până la urmă. Acolo clar. Tot acolo ajungem. Vrem, nu vrem. Eu nu știu dacă pe vremea aia, pe mâna cui te lăsai. Da. Trebuia să ai un prieten care să pricepea. Da, era foarte complicat. Adică era greu să accesezi zona asta. Știi? Asta nu înseamnă că trebuia să dai kicks. Da. Dar ce-ți dorești cel mai mult? Nu știu, în general. Tu ce vrei? Știi, suntem Moș Crăciun. Sănătate, fii atent că s-a dat, deci nu merge să o iei. Da. Ce-ți dorești tu? Îmi doresc să rămân în zona asta și doresc să pot să ajut cât mai multe persoane. Eu le spun tuturor, în momentul în care vin la mine, le spun, dacă eu reușesc să îți îmbunătățesc situația ta financiară cu cel puțin 1%, deja eu mi-am făcut treaba. Și chiar asta este ceea ce m-a motivat pe mine să vin în companie. Corect, corect. Nu mi-am luat perie nou, nouț acum, dar după ce mi-am schimbat percepția, pe Ducul cunosc mai de mult și cu Ale și cu aia, astăzi mi-ai schimbat, uite, mi se face pielea ca de găină, de uite, mint, și mie percepția despre ceea ce înseamnă fotbalist și sportiv. Adică prin ceea ce, prin modul în care vorbești, prin modul în care gândești, ai fost de la început mai altfel. Pentru că olimpicul la informatică și la matematică și la chimie și la astea, știi? Dar contează enorm treaba asta. Și faptul că te sună niște sportivi să spună că ne-au plăcut cursurile de educație financiară, da, suntem acolo pe drumul bun. Asta zic, se pot face pași. Câte un pas în față, planul trebuie să existe clar pe termen lung. Deci ăsta este cel mai important lucru, să respectăm planul. Da, să avem un plan. Ureche, să avem un plan. Pentru că altfel acționăm așa în beznă, n-avem nicăieri. Da, că ne pricepem. Da. Nu, să fie un plan foarte clar. Domeniu. Să ai o viziune. Să ai o viziune, să știi ce vrei să faci. Dar pe tine faptul că ai avut chestiunile astea în cap, că le vedeai pe toate, te ajutau pe terenul de fotbal în vreun fel? Sau, nu știu, la explicații, la când antrenorul sau nu? Nu neapărat. Piciorul trebuie. Da, piciorul. Ai zis că n-ai fost un jucător talentat în sensul că tu ai cărat pianul? L-am cam cărat. Ai cărat pianul. L-am cam cărat, dar nu am fost un talent, nu am fost un fotbalist extrem de tehnic, dar... Dar ai suprinit prin muncă. Care, da, prin muncă, prin ambiție și poate prin, așa, gândi situațiile mai repede în teren. N-am fost un fotbalist cu viteză, apropo de calități. A fost vreun moment, dar tot așa sincer în cariera ta, ca să înțelegem, când ai spus, când ai vrut să spui gata? Nu știu, din anumit, nu erai, nu jucai, nu, habar n-am, nu primeai banii, da, nu. Da, adică să spui gata și care să nu fie retragerea. Da. Ai avut? Am avut momente, am trăit așa la două sau la trei echipe desfințări ale echipelor, în care efectiv aveam și restanțe din trecut pentru că se practica, cred că se și practică și acum. Și am fost așa, eram dezamăgit. Și venea efectiv, te anunța că domnule de mâine se pune lacătul pe ușă și... Drumul la revedere. Trebuia ce simte un fotbalist? Nu un fotbalist, hai să notăm că la Corona s-a închis și echipa de handbal. Da, mai exact. Cu patru ani, cu scandal, cu nu-i treaba noastră, dar ce simte în momentul ăla? Că noi așa scrii în ziar, s-a închis, să mai facem altă echipă. Simți că n-ai putere, nu poți să faci nimic, pentru că nu depinde de tine. Și trebuie să o iei efectiv de la zero. Tu ai lucrat cu impresar? Adică în momentul ăla suni impresarul și spui, bă, am rămas, da, dacă lucrezi cu impresar, da, îl sun și încerc să găsești altă soluție. Doar că, eu aflându-mă atunci și spre finalul carierei, nu la Corona, că la Corona ulterior am mai jucat. Eram la 30-31 de ani, adică nu eram chiar la final. Dar a fost un moment în 2016, când înainte să apară oportunitatea aceasta cu Sibiul, cred că înainte cu un an, am avut și vreo 2-3, nu accidentări foarte grave, dar erau niște probleme musculare și am început să-mi pun niște întrebări și... Eram așa cumva oarecum în... Și cine te ajută în momentul ăla? Bine, acum dacă intrăm pe teritoriu cu psiholog și așa mai departe, cred că vorbim iar 3 zile. Familia? Și tu te ajuți cel mai mult. Tu trebuie să te ajuți cel mai mult, da. Tu trebuie să găsești puterea să mergi mai departe sau să iei decizia să te oprești. Acum o întrebare tare de tot, zic eu. Ai avut psiholog la echipele la care ai jucat? Da, am avut psiholog, dar doar că cel puțin până acum câțiva ani nu erau specializați în a lucra cu sportivi. Am înțeles. Sau psiholog. Uite, am avut un domn psiholog foarte bun ca psiholog, dar el lucra cu poliție. Nu avea, nu prea avea legătură cu fotbal. Un om extraordinar și din dedicat păcate, în zona aceasta. Lipsesc multe, dar psihologi în paliere. Sport. Da. Una e să discuți cu o persoană normală, alta e să discuți cu o persoană care era timp de 90 de minute și trebuie să se concentreze pentru meciul următor, timp, trebuie să bat. Timp de 90 de minute el trăiește emoții pe care poate o persoană le trăiește pe tot parcursul vieții. Da. Frică, speranță, nu știu, entuziasm, hai ambiție. Că se poate, stăm la pământ.
Iar tu ca și capitan de echipă o aveai de două ori sau de trei ori mai grea, că trebuia să-i trezești pe aia. Da. Leginați. Da, așa e. Știi cum e, mai ales fiind și la o vârstă, toată lumea toarce capul spre tine. Exact, exact. Ori dă eu ăstuia să se descurce, ori bunicule, ce facem? Da. Mai poți? Da, și atunci e cel mai greu. Da, 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 da. Da. Dar... Răzvan, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Tu te întorci acum la Brașov, da? Deci ai venit special pentru asta, să rămână încă o dată și mii de mulțumiri. Tu acolo, acolo stai? Da, sunt stau în Brașov și lucrez în cadrul biroului din Brașov. Am birou în mai multe orașe, dar eu sunt în biroul din Brașov. Am înțeles. Mii de mulțumiri încă o dată că ai fost alături de noi. Eu spun așa, că noi terminăm de fiecare dată cu cea mai rosită între toate zilele noastre, în cea în care n-am râs. Nu merge asta acum. Putem să o băgăm că cea mai rosită e în cea în care n-am investit, indiferent în ce? Da, chiar putem să spunem. Putem. Asta. Că e vorba ta, casă, garsonieră, da, mașină, sau Bitcoin. Că investim în noi. Și noi, corect. Bun, atunci mă uit la cameră, zic așa, Răzvan, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Prietenii de la Profit Point, ca de fiecare dată, cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am investit în noi. Mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere. Mulțumesc, la revedere. La revedere.